Apoi, e încă o întrebare. Ce tratament se poate aplica nesiguranțe dacă ai făcut un păcat sau nu? De obicei, păcatul doare. Deci, dacă vreți să știți dacă ați făcut un păcat sau nu, o să simțiți după intensitatea durerii pe care vă provoacă. Acum, la omul nesâmțât, sigur că durerea aia se tratează cu nesâmțâre. Dar la omul care pune astfel de întrebări, nu cred că se pune altfel problema.